Hristos a înviat, este ora 16, sunt Ioana Constantin, începe Politica Zilei. Începe și Marea Cioloniadă în coaliție. Dacă vă gândeați că sunt preocupați cum să vă facă viața mai bună, cum să vă ajute din punct de vedere economic sau măcar cum să oprească nenorocirea asta cu cerealele, nu. În coaliție este lupta pe Ciolan și nici măcar nu s-a pus sistem antifurt pe Ciolanul de guvernare, cum s-a pus în hipermarketuri pe alimentele pe care încercăm să le mai cumpărăm, dacă mai avem cu ce bani. UDMR-ului s-a făcut vânt ușurel pe scări, ușa era larg deschisă, așa că nici n-a fost complicat, a rămas fără funcția de vicepreședinte la ANRE și ca atare au boicotat și votul de astăzi la plenul reunit, dar asta nu-i tot. Urmează rotativa și la rotativă se pare că PNL și PSD se vor înfrupta din ministerele, instituțiile și funcțiile pe care le are UDMR-ul, pentru că se discută din ce în ce mai apri că nu va mai fi UDMR la guvernare. Au bubuit nervii un pic și în PNL, mă rog, pe surse ies informații că, vezi, doamne, domnul Ciucă i-ar fi chemat la apel pe parlamentari și ar fi și certat. Nu știm dacă chiar s-a întâmplat așa, e complicat în PNL să certe domnul Ciucă pe cineva, dar una peste alta, domnul Ciucă a ieșit ironic și victorios să ne spună că numai la avioanele multirol a văzut așa autopropuneri în multe roluri, cum a văzut la Rareș Bogdan. Cam asta e ce ne-a spus premierul astăzi, că de cereale, că nu are soluții încă, l-a trimis pe domnul Daia. Domnul Daia, să știți că e într-o ședință video cu ministrul ucrainean. Nu știm exact ce o să se întâmple, dacă notează în carnețel, dacă ne anunță și pe noi. Problema este că mâine guvernul are ședință și urmează să facă niște măsuri legate de tăierile de la ministere. Nu știm exact ce vor economisi, pentru că nici ei nu știu cât este gaura aceasta în bugetul țării. Discutăm toate aceste subiecte, vă prezint invitații mei și ai dumneavoastră la această oră în platou alături de mine, doamna Anca Dragu, senator USR, fost ministru de finanțe, mulțumesc mult, doamnă. Bună ziua, mulțumesc. De asemenea, senatorul PSD Bogdan Matei, mulțumesc mult, și fost ministru al sportului. Mai bine pleca domnul Novac de la sport decât să plece domnul de la NRE, de la UDMR, dar asta e altă dezbatere. De asemenea, domnul Gheorghe Alomițianu, fost ministru de finanțe, vicepreședinte PMP, vă mulțumesc foarte mult și pentru o analiză mai complexă și mai atentă pe ce se întâmplă în această coaliție și cu această guvernare. Este alături de noi Marius Pieleanu, sociolog. Bun găsit, domnule profesor, Hristos a înviat. Adevărat a înviat, sărut mâna și salut pe toți invitații noastre. Mulțumim că sunteți alături de noi. Așadar, domnule Pieleanu, a început așa de ieri să se precipite situația și până la urmă l-au împins pe scări pe vicepreședintele de la UDMR și se discută tot mai aprig despre scoaterea UDMR de la guvernare la rotativă. Există și o listă neagră a ministerelor și în ceea ce privește PNL și PSD, cel puțin la Ministerul Muncii se discută că s-ar putea să avem o schimbare și la Ministerul Economiei, poate și domnul Daia, care săracul a rămas singur responsabil de cereale. Mai multe întrebări dintr-una, ca să zic așa, luăm pe rând. Da. Cu răspunsul cel mai, la întrebarea cea mai ușoară. Domnul Daia, greșeala a fost nu că e pe făraș, ca să zic așa, ci că a fost numit acolo, fiindcă domnul Daia este un exponent al unei epoci caduce, al unei epoci în care agricultura se făcea măsurând bobul de grâu la recoltare și măsurând distanța între cartoful însămânțat. Nu. Astăzi un ministru al agriculturii face politici agricole, vorbește două limbi străine. Apropo, în ce limbă se înțelege domnul Daia cu ministrul ucrainean, omologul său? Probabil că în rusă, deși nu cred, că cu siguranță nu în engleză. Da. Deci lucrurile din punctul ăsta de vedere stau foarte simplu. Cealaltă întrebare este una într-adevăr la care nu am un răspuns concret. Știu sigur că UDMR-ul ar trebui să participe și la viitoarea coaliție de guvernare, pentru că este elementul de echilibru între cele două forțe politice, pe de o parte, iar pe de altă parte o potențială dispariție a UDMR-ului din coaliție ar produce nemulțumiri și în minoritatea maghiară. De altfel, cred că știți că zilele trecute s-a anunțat înființarea încă unui partid politic care tocmai pe anumit tip de nemulțumire față de politicile, față de minorități duse de UDMR, au spus că ei pot face mai multe.
în opinia mea, și această forță politică este una de sorginte urbanistă și de care trebuie să evităm. Deci, rezumând, ar trebui, cred că este o greșeală eliminarea UDMR-ului. Dar cui servește în coaliție, domnule Pieleanu, PSD-ului sau PNL-ului? Pentru că părea că mai degrabă PNL-ul se sprijinea pe UDMR în guvernare, fiind mai puțin, dar având mai puține procente decât PSD-ul. Nu servește nimănui. Cred că trebuie să mai avem un pic de răbdare să analizăm știrea asta. Dacă mă întrebați, chestiunea este mult mai simplă. Nu s-au înțeles exact pe poziția de vicepreședinte la ANRE, fie vorba de o poziție foarte bine plătită. Da. E posibil ca fie PSD-ul, fie PNL-ul să fi cerut la rândul lor această poziție și UDMR-ul, care este totuși un partid serios, care atunci când bate palma pe un anumit tip de politici, merge până la capăt cu seriozitatea, să se fi supărat pe bună dreptate. Da? Nu cred că această chestiune este cuiul lui Pepelea și de aici, vezi, Doamne, se va rupe alianța la rotativă. De altfel, am înțeles că ieri UDMR-ului, domnule Pieleanu, i s-a propus să renunțe la un minister, să rămână doar două, și de aici a început întreg scandalul, căci Kelemen Hunor a spus că fără trei ministere nu mai au ce discuta, și văd de drumul. Da, astea sunt negocierile inerente. O să avem astfel de motive să discutăm împreună săptămânile următoare foarte multe. Dar PSD și PNL, cum vor sta cu ministerele? Pentru că e deja o listă neagră circulată și care a plecat din partide, că nu noi am făcut-o. Domnul Daia, evident, a rămas acolo în frunte, dar mai sunt și domnii Spătaru, Budăi, da, se discuta și domnul, da, Cadariu. Și eu vă pot confirma această listă scurtă, nu știu la domnul Cadariu. Domnul Cadariu a avut totuși nu a avut suficientă grijă pe exercițiul de comunicare cu opinia publică și cu presa, prin intermediul presei, de fapt. Dar ceilalți trei spuneți că sunt în vizorul remanierii. Da, pentru că motivul este simplu. Președintele Ciolacu vrea să preia guvernarea cu cea mai bună echipă pe care PSD-ul o are la ora asta. Adică asta înseamnă, pe lângă Sorin Grizeanu, care e și vicepreședintele partidului, cu Gabriela Firea, cu aducerea lui Mihai Tudose de la Bruxelles. Mai sunt și alții, nu este singurul, poate și chiar cu o negociere asupra Ministerului Afacerilor Externe, deși cred că acolo lucrurile sunt destul de complicate, pentru că e locul președintelui și prerogativă informală, ca să zic așa, cutumiară mai degrabă, de a numi președintele. Dar cu siguranță că nimeni din cei care sunt bine văzuți de opinia publică din rândul PSD-ului nu va scăpa, ca să zic așa în ghilimele, din a face parte din viitoarea guvernare. Pentru că, repet, este în joc nu numai procentul pe care PSD-ul va lua anul viitor, este în joc prestigiul președintelui. Odată ce și-a asumat președintele partidului funcția de prim-ministru, cu siguranță va dori să aibă pe cei mai buni în jurul său. O certitudine avem, domnul Ciolacu vrea neapărat să păstreze Ministerul Transporturilor pentru domnul Grindeanu, ca să nu ajungă domnul Grindeanu la Camera Deputaților și tot așa. Deci asta rămâne sigur PSD-ul cu Ministerul Transporturilor, înțelegem. Este din nou un calcul strict politic. Eu am fost, pentru că mi se spunea să fiu atent la chestiunea, mi se atrăgea atenția și mi se sugera. S-au semnat foarte multe contracte în anul ăsta pe diverse tipuri de întreprindere, ca să zic, și pe cale ferată, și pe autostradă, și pe drumuri naționale. Multe dintre ele urmează a fi finalizate, mă rog, conform contractului, nu e o garanție, anul viitor. Mare parte dintre ele sunt produsul activității lui Sorin Grindeanu la Ministerul Transportului. E o realitate. Și atunci e normal ca PSD-ul să-și dorească ei înșiși să taie panglica cu Sorin Grindeanu sau cu altcineva, dar cu siguranță din partea PSD-ului, anul viitor, când avem foarte, foarte multe, exagerat de multe în opinia mea. Dar este și un calcul intern în PSD, ca să nu vină nimeni din urmă în spatele domnului Ciolacu, că oricum a făcut liber în spatele domniei sale, nu mai e nimic. Da, vreau să vă spun ceva. Asta cu liber în spatele său este o chestiune la toate partidele întâlnite, să știți. Adică un lider puternic nu își dorește să lasă un moștenitor. Era sigur, în partidele comuniste se întâmplă asta, că toate partidele comuniste, cei care erau la putere și închipuiau că familia lor este familia Kennedy și țineau neapărat ca proprii copii să rămână în frunte. Nu. Nu e firesc ca un președinte de partid să îndepărteze orice potențial contracandidat. Asta e o chestiune umană.
psihologică. O ultimă întrebare aș avea. PNL-ul cum este din rotativa asta? Pe plus, pe minus? Pierde premierul, evident că se schimbă? Nu știu. Premierul, președintele, actualul prim-ministru, merge la Senat, e totuși numărul 2 în ierarhia statului. Partidul nu pare a pierde din procente acum, adică e tot situat în jurul cifrei de 20, plus sau minus 1%, 2%. Dacă nu s-a erodat având prim-ministru, nu cred că se va eroda după ce nu va mai fi vioara întâi. Problema care e în continuare și pe care o tot spun la dumneavoastră și o să o repet peste tot, este aceea a creșterii spectaculoase a acestui partid care se cheamă AUR, care în mod evident nu va avea nicio șansă să formeze guvernarea, pentru că nimeni nu va dori să-și asocieze imaginea cu un partid extremist, trebuie să spunem, naționalist-comunist, este o chestiune foarte bine definită ideologic și când doriți, vă pot argumenta în amănunt chestiunea, și atunci va rămâne un etern partid de opoziție, probabil că atât PSD-ul și cât PNL-ul din viitoarea adunare parlamentară a României din toamna anului viitor vor face în așa fel încât să ia nominal. Cum s-a mai întâmplat și cu partidul domnului Diaconescu? Și când vom trage linie în 2028 să vedem că n-au mai rămas nici 10% din cei care au intrat în toamna anului viitor din partea lor, pentru că nu au o ideologie serioasă, nu sunt partid care să vină cu propuneri concrete și fiabile de politici publice în vari domenii, doar să strigăm și să scriem pe toate zidurile țării Basarabiei în România, foarte frumos, dar nu-i suficient. Da, domnule Pieleanu, și apoi chiar merg la ceilalți invitați și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Știu că v-am răpit mai mult timp decât am promis. În Libertate a apărut înainte de Paște o analiză mai complexă despre ce înseamnă această ultramajoritate, da, care se creează în Parlamentul României PSD-PNL cu sprijinul UDMR-ului, dar de multe ori și cu sprijinul Partidului AUR. Și se vorbește despre un soi de partid-stat, da, care practic devine o amenințare pentru tânăra noastră democrație. E așa sau nu? Mai târziu după alegeri. Nu pot fi de acord cu... Sigur că într-un partid, într-o țară în care, cum să spun, partide extremiste și-ar construi o majoritate constituțională, că la asta vreți să vă referiți, atunci, într-adevăr, ar exista momente, motive de îngrijorare. Dar o majoritate constituțională în Parlament, alcătuită din partide cu democrație liberală, România chiar are nevoie de ea. Pentru că vă readuc aminte, avem nevoie de o reformă administrativă, reală. Nu mai putem sta cu actuala alcătuire administrativă și organizare administrativă de pe vremea tovarășului Nicolae Ceaușescu. E o realitate. Da. Da? Uitați-vă în Ilfov ce se întâmplă, care de fapt un județ dormitor al Bucureștilor, da? Mare parte din el. E ridicol să-l considerăm unitate separată administrativ-teritorială. Și multe altele, numai așa. Avem nevoie de o reformă constituțională serioasă. O dezbatere serioasă referitoare la rolul președintelui și dacă nu cumva România ar trebui transformată realitatea de fapt într-o realitate juridică, adică de o acord, republică dar oamenii ăștia au 70% și nu fac nimic din toate astea, domnule Pieleanu, și atunci ne întrebăm dacă nu cumva devine periculos ca să se mențină o astfel de majoritate împreună, da, cu AUR care ajută, da, și ajungem la niște procente uluitoare grave pentru totuși pentru democrație. Da, din păcate nu v-am auzit că s-a întrerupt. Da, spuneam că această majoritate de 70% nu face reformele și împreună cu AUR poate chiar să ajungă la niște cifre uluitoare în Parlament și să amenințe totuși micuța fragilă noastră democrație. Nu, încerc să vă spun, doamna Constantin, dacă este o majoritate alcătuită din partide democratice, atunci România poate spera că, într-adevăr, tipurile de reformă mare de care țara asta are nevoie se vor întâmpla. Riscul există doar să avem o alianță de partide în Parlament cu caracter extremist. Cu AUR, da. Deocamdată, cu excepția AUR-ului, nu avem motive să credem că celelalte partide au un iz așa de autoritarism în el. Da, mulțumesc mult, domnule Pieleanu, pentru toată această analiză.